Nu știu să răspundă la ea tocmai pentru că nu știu ce aveau de făcut, nu știu ce așteptări aveai tu de la ei. Primul lucru pe care l-am făcut eu în primele 3 luni de școală a fost să setăm niște reguli clare și niște consecințe clare. Reguli pe care întotdeauna le-am stabilit cu ei. E foarte important să le explici că facem un lucru sau avem o regulă pentru că noi cu toții avem nevoie de regula respectivă, pentru că ceva nu merge bine. Aveam o foarte mare problemă cu întârziatul la ore. Am încercat să înțelegem că în momentul în care cineva intra în clasă, ceilalți nu mai erau atenți la ce se întâmpla și atunci ne fura din timpul nostru. Pentru că la școală toată lumea vrea să ridice mâna, adică să mai au puțin se urcă pe tine pe catedră. Și atunci le-am explicat că ridicăm mâna și stăm cu minți și punem fermoar la gură. Și de cele mai multe ori ei uită să facă chestia asta, sunt foarte entuziasmați, eu știu, vreau să spun acum, lasă-mă pe mine. Îi pun pe colegilor să le reamintească. Sunt reguli pe care ei au spus am nevoie de asta. Pentru că mie mi-e greu, nu pot să funcționez așa. S-a votat la nivel de clasă și toată lumea a considerat, da, asta e o regulă care pe noi ne va ajuta, pentru că altfel dacă le-aș fi dat eu consecințele, le-ar fi luat ca niște pedepse. Ori consecințele nu sunt niște pedepse.